Bun venit în Porto, al doilea cel mai mare oraș din Portugalia și singurul oraș european care are 6 poduri care trec peste același râu, Douro. Istoria sa pornește tocmai din secolul al IV-lea, când a fost menționat pentru prima dată în scrierile romane. Orașul a mai fost porâclit și invictat, deoarece a rezistat unui asediu timp de un an în secolul XIX, în timpul războiului civil portughez, iar invicta înseamnă necucerit. Cu o istorie atât de bogată ce se reflectă în cultura sa de astăzi, Porto este renumit din mai multe motive, dar cele trei principale pe care le descoperim și noi în acest videoclip sunt vinul Port, Harry Potter și plăcile acelea frumos pictate numite Azulejo. Salutare lume, eu sunt Vlăduț. Eu sunt Bianca. Iar astăzi te luăm cu noi pentru 48 de ore în Porto. Am început ziua cu puțin ghinion pentru că a plouat destul de tare, ceea ce ne-a invitat să mergem să luăm o cafea și un mic dejun destul de bun, iar noi am făcut-o la Mercador Cafe, unde au foarte multe opțiuni de mâncare, atât pentru mic dejun, brunch, cât și pentru prânz. Noi ne-am luat un toast cu ciuperci și ouă Benedict, Bianca și-a luat un waffle cu bacon și ouă, au fost foarte delicioase. Unul costă cam 90 euro și bineînțeles o cafea cam 3-4 euro, iar la astea se adaugă nelipsitul pastel de nata. Nu mai bine până am terminat cafeaua, s-a oprit și ploaia și deja văd că a ieșit puțin și soarele, ceea ce ne invită la o plimbare prin acest oraș frumos, care din păcate este puțin cam în șantier în perioada asta anului. Nu știu dacă e o chestie specifică iarna sau se poate întâmpla și în alte momente. Eu cred că a fost anul șantierelor, pentru că am fost în Bologna șantier, am fost aici șantier și sigur am mai fost în vreo două orașe în care tot la fel piețele centrale erau pe șantier. Asta nu trebuie să ne oprească din admirat ce încă este în picioare și se poate vizita. De aceea urmează să pornim la drum la următoarea locație, care este Sedo Porto, care este catedrala din Porto și se află pe cel mai înalt deal din oraș, motiv pentru care te vei putea bucura de aici de o mulțime de priveliști asupra acoperișurilor portocaliu și a străzilor labirintice din oraș. Exteriorul are aspectul unei fortărețe cu creneluri, iar la interior găsim un mix de arhitectură romantică cu gotică. Construcția acestea a început undeva în secolul 12, însă de-a lungul timpului a suferit mai multe modificări, renovări, astăzi având mai multe stiluri arhitecturale. Lângă aceasta se află și o mănăstire în interiorul căreia veți găsi plăcuțele de ceramică specifice Portugaliei, care se numesc Azuelos. Lumea nu vizitează neapărat catedrala pentru interiorul acesteia, pentru că pe de-o parte exteriorul este mai frumos, dar pe de alta există o terasă foarte mare aici, unde lumea se adună pentru punctele panoramice pe care le oferă și pentru a asista la foarte multe numere stradale, cum este cel care începe acum. Deși dacă alegi să vizitezi doar exteriorul, vei rata plimbarea prin curtea interioară a acesteia cu plăcile ceramice unde vei afla din istoria orașului, practic. Intrarea aici costă 3 euro, iar în perioada de iarnă este deschis între 9 și 17. Iar în biletul de intrare este inclusă și urcarea până în turnul, de unde poți vedea tot orașul. În multitudinea de clădiri colorate pe care le regăsim în Porto, ar trebui să acordăm atenție câtorva care se remarcă în mod deosebit. Cum este aceasta din spatele meu, în stil neoclasic, care nu este nimic altceva decât Palatul Bursei, construit în secolul al XIX-lea ca sediu al Asociației Comerciale din Porto. Proiectat de către Joaquim da Costa Lima Junior, acesta a fost ridicat pe ruinele Mănăstirii Sfântul Francisc, care fusese incendiat în timpul războaielor liberale. La aproape 10 ani de la evenimentul nefericit, Regina Maria II a donat ruinele comercianților din oraș, care au decis să pună aici bazele unei asociații care să-i reprezinte. Deși se numește Palatul Bursei, nu este doar o clădire financiară plictisitoare, ci chiar este construit sub forma unui palat. De aceea e musai să-i vizitezi și interiorul și să ai grijă să nu ratezi sala arabă, care este construită în stil renascentist maur, și sala națiunilor, care are un dom de sticlă super. Intrarea costă 12 euro și se poate vizita numai cu tur ghidat. Însă, fii atent că ce limba în care se ține turul se alege în funcție de prima persoană care a cumpărat bilet pentru un anumit interval orar. Programul de vizitare este de la 9 la 6 jumate zilnic, ultima intrare la 5 jumătate. Ți
știi pozele acelea specifice din Porto, cu căsuțele frumos colorate pe malul apei? Ei bine, toate acelea cel mai probabil au fost făcute în Ribeira. Cartierul, al cărui nume se traduce pe râu. Este unul dintre cele mai vechi cartiere din oraș, fiind plin de străduțe medievale înguste și căsuțe colorate. Punctul culminant al acestuia este Cais da Ribeira, care se află chiar pe marginea râului și unde se desfășura o bună parte din comerț. Astăzi, fostele depozite au fost transformate în cafenele, totuși. Porto are 6 poduri în total, însă probabil cel mai emblematic este podul Domnului I, care a fost proiectat în anul 1886 de unul dintre elevii lui Gustave Eiffel. De aceea putem observa o structură destul de asemănătoare cu cea a turnului Eiffel, metalică. Ce este interesant la acest pod este că are două punți de mers, una în partea de sus pe unde trece metroul și pietonii, iar una în partea de jos pe unde trec autovehiculele și pietonii. Și pentru că a început o ploaie torențială de nicăieri, nu am avut încotro și am făcut o mică pauză într-o tavernă de pe malul apei, dar nu pentru a ne bucura de priveliște, ci pentru a ne usca puțin și a spera că reușim să ajungem la o degustare de vinuri pentru care aveam biletele deja luate de la Get Your Guide. Mica noastră pauză la Tabernina Domanel s-a concretizat într-un prânz delicios, unde am încercat șorițo prăjit, empanadas, niște cartofi cu hamon și ou și un vin port. Deși ne-ar fi plăcut să ne bucurăm mai mult de acest loc, timpul nu a fost de partea noastră, așa că am fugit către rezervarea noastră. Portugalia este foarte cunoscută pentru producția de vinuri, iar probabil cel mai faimos este vinul Port, care se întâmplă să fie produs în apropiere de Porto, în valea râului Douro. Totodată, în apropiere de Porto se află și Vila Nova de Gaia, unde sunt depozitate toate aceste vinuri și unde ele îmbătrânesc practic. Noi am ales să vizităm unul dintre aceste depozite, care se numește Cockburn Port Lodge, și unde se află undeva la 9 milioane de litri de vin. Este cel mai mare depozit de acest fel din zonă și există vinuri vechi chiar din 1861 aici. Turul în sine a fost fascinant, având ocazia să aflăm lucruri interesante, precum faptul că vinul Port are un proces unic de fermentare ce este oprit la doar 2 zile, sau că dacă ar îmbutelia tot stocul de vin numai din acest depozit, ar ajunge câte o sticlă pentru fiecare portughez, inclusiv copii. Și mai mult, aici am înțeles care este importanța butoaielor de lemn și a calității acestora. Calitate care poate fi menținută până la maxim 200 de ani, deși ei renunță la butoaie cam la jumătatea vieții, dându-le către producătorii de whisky sau bere. Și tot calitatea asta este menținută de meșterii singurului atelier rămas în oraș, pentru care durează aproximativ 5 ani să pregătească un nou venit. De vinul vechi din 1861 ți-am povestit, dar nu pot trece peste faptul că cea mai scumpă sticlă a fost vândută pentru $125,000 și era cu 2 ani mai tânăr decât cel rămas. Turul se încheie cu o degustare de vin Port și ni s-au dat 3 sortimente din care să încercăm. Aceasta este o rezervă specială care am înțeles că nici nu se mai produce, este așa ceva mai mult de vară, mai lejer, însă lejer să știți că nu este la ce vă gândiți, pentru că toate aceste vinuri sunt foarte tari, atât în alcool cât și ca gust. Majoritatea au note de vanilie, scoțișoară, poate niște fructe uscate, alune de pădure. Dacă ar fi să asociez așa cu o băutură pe care o cunoaștem, aș zice că se aseamănă cu coniacul destul de mult. Momentan eu l-am încercat pe ăsta. Următorul este vechi de 10 ani și am înțeles că este și favoritul Bianca, ea deja le-a gustat pe toate. Și acesta este vechi de 20 de ani. Fiecare poate fi asociat cu diferite tipuri de mâncare. De exemplu, ăsta am înțeles că este foarte bun cu pastel de nata, iar ăsta foarte bun cu înghețată. Există și un meniu unde vă puteți comanda mai multe vinuri. Este aici o listă de prețuri și pleacă de la 9 euro până la 1000 de euro, cel mai scump. Și puteți să vă luați și niște chestii de mâncare, cum ar fi platouri cu brânzeturi sau alte dulciuri cu care să le încercați. Și puteți să vă luați și apă gratuită de la un aparat de aici. Turul costă 27 de euro de persoană, iar dacă vrei să-l rezervi și tu, o poți face scanând codul QR de pe ecran sau accesând linkul pe care ți l-am lăsat în descrierea videoclipului. Tu plătești același preț, însă o parte din bănuți sunt redirecționați către noi. Dar acum e timpul să fugim către următoarea activitate pe care o aveam rezervată, și anume un spectacol de fado.
Apărut în secolul al XVIII-lea ca o scăpare din viața de zi cu zi pentru oamenii din clasa muncitoare, fado este un gen de muzică menit să descrie diferite sentimente, fie că vorbim de iubire, fericire sau tristețe, dar și subiecte sociale cărora oamenii le caută soluții. Astfel că există chiar și două tipuri de fado, unul pornit din Lisabona, pe care îl puteți recunoaște după chitara cu gaură mai mare și un capăt în formă de petală, și celălalt plecat din zona rurală, care este ceva mai complex, fiind format dintr-o chitară clasică, una portugheză și o voce. Acesta a căpătat popularitate în secolele 19-20, ajungând să fie încadrat ca gen muzical oficial și ulterior să devină specific pentru Portugalia. De aceea, n-am putut rata experiența unui concert fado alături de un vin port. Și concert este un cuvânt ce nu prea îi face dreptate, pentru că totul se desfășoară într-un cadru atât de restrâns și intim, încât ajungi să te simți foarte conectat cu artiștii și muzica, chiar dacă nu înțelegi nicio babă de portugheză. Noi chiar am rămas profund impresionați de energia creată în ora pe care am petrecut-o la Casa do Fado, de aceea îți recomandăm și ție să-ți rezervi această experiență scanând codul QR de pe ecran sau accesând linkul din descriere. Prețul unui bilet este de 19 euro. Se spune că cea mai bună metodă de a călători este simțind, dar probabil că te întreb ce legătură are acest lucru cu faptul că tocmai am intrat într-o cameră plină de luminițe interesante. Ei bine, camera în care am intrat este de fapt Biserica Clerigos, care ziua arată așa, iar noaptea așa. Și asta pentru că seara, de la ora 6 la 10, poți vedea o altă față a bisericii, o față menită să inspire cu ajutorul muzicii, a luminilor, culorilor și a energiei, o față care te poartă printr-o nouă poveste preț de 30 de minute și care te costă 10 euro. Trebuie să recunoaștem totuși că am fost sceptici la început, dar sentimentul cu care am plecat de aici este greu de descris. Așa că te încurajăm și pe tine să lași piticul de pe umăr care îți spune că nu merită și să dai o șansă experienței Spiritus. Și neapărat nu trebuie să ratați noua mea obsesie, ce anume paștel de nata, care sunt aceste produse de patiserie vechi din secolul al XVII-lea care au apărut în mănăstiri. Sunt nevoia de a găsi o soluție de a folosi albușul de ou rămas. Nu sunteți pregătiți pentru asta, procesul de spălare a hainelor și totodată din procesul de producție a vinului. Dar acum este drept că l-au transformat într-o delicatesă. O mulțime de foietaj care cumva îngrădește, să-i spun așa, o cremă de ou și care este făcută la cuptor. Uneori o mai găsești și în alte forme, mai are fie înghețată, fie scorțișoară, fie zahăr pudră pe deasupra, dar chiar și simplu e bună, trebuie să încerci. O altă specialitate pe care trebuie să o încercați este paștel de bolhau, care, spre deosebire de cel de nata, nu este dulce, ci este sărat și are pește. Vă dați seama că în Portugalia, în general, având deschidere la ocean și aici în Porto fiind și aproape de râu, industria pescuitului este destul de mare, astfel avem foarte multe preparate pe bază de pește, iar acesta este o chiftea mai mult, seamănă mult cu arancinii la textură, pentru că este crocant la exterior, dacă vedeți, la interior are un fel de aluat moale, foarte. Prima zi în Porto ne-a convins rapid că orășelul acesta ar trebui mai mult promovat și, bineînțeles, că are multe de oferit, fie că vrei doar să te plimbi pe străduțele sale, să descoși țele istoriei sau să nu te oprești din a mânca paștel de nata.
Și pentru că ne dorim să continuăm să postăm locuri frumoase aici pe canal, am avea puțin nevoie și de ajutorul tău, care e destul de esențial. Iar primul pas în asta ar fi să dai un like acestui videoclip și să te abonezi la canal pentru a demonstra algoritmului că merită să ne arate la cât mai mulți oameni. Dar dacă vrei totuși să faci un pas extra, ne poți susține călătoriile cumpărându-ne o cafea pe Buy Me a Coffee, al cărui link îl găsești în descriere, sau accesând una dintre surprizele pe care le-am pregătit special pentru tine. Curt moment publicitar. Avem 3 cafeluțe extra speciale: espresso italian, cafea turcească și cafea cu paștei de nata, că tot vorbim despre Porto. Iar fiecare vine cu surprize diferite, de la acces exclusiv la postări în Buy Me a Coffee sau videoclipuri pe care le poți viziona fără reclame mai devreme, dar și reducere în magazinul nostru. Magazin? Oh, da! Am lansat un magazin cu produse digitale care să-ți ia din stresul acela de organizare a unei vacanțe, și asta pentru că vei găsi acolo hărți interactive Google Maps cu o mulțime de locații deja salvate, ca tu să ai practic o călătorie mult mai ușoară. Acum că ți-am prezentat toate aceste variante, tu trebuie doar să o alegi pe aceea care ți se potrivește, iar noi suntem aici să-ți mulțumim că ne susții și că ești aici propriu-zis și bine, fie, hai că continuăm cu aventura asta. Începem ziua 2 cu bună dimineața la cafeluță, cafeluță pe care am servit-o la The Breakfast Club, un loc dedicat oamenilor leneși care își doresc să se bucure de un mic dejun corect. Noi am încercat aici un bagel cu avocado și ou, o porție de lazy waffle și două paștei de nata, bineînțeles. Pentru toată energia pe care am căpătat-o de aici am plătit 27,5 euro și ne-am îndreptat către prima semi-dezamăgire din vacanță. V-ați imaginat vreodată că este posibil să plătiți bilet pentru a intra într-o librărie? Ei bine, acest lucru se întâmplă în Porto, la librăria Lelo, care este una dintre cele mai frumoase librării din lume. Ba chiar unii spun că este cea mai frumoasă. Ea este veche din secolul al XIX-lea și găsim elemente de art deco și art nouveau la interior. La exterior putem vedea această intrare superbă cu cele două picturi cu două femei. Acum, de ce se plătește intrare? Ea până de curând era gratuit, pentru că e o librărie până la urmă. Mergi și îți cumperi o carte. Însă, din cauza Instagramului și a faptului că multă lume spune că aici ar fi fost una din sursele de inspirație pentru biblioteca din Hogwarts, din Harry Potter, a făcut ca locul să devină foarte popular. În realitate, J.K. Rowling, deși a locuit în Porto, ea a spus că nu a vizitat niciodată această librărie. Deci, nu a avut cum să fie o sursă de inspirație pentru filmele Harry Potter. Prețul de intrare este 8 euro, puteți lua bilete numai online, și cu toate astea ar trebui să fiți aici mai devreme pentru că tot se formează cozi și chiar dacă veniți la 9 dimineața s-ar putea să găsiți destul de aglomerat. Eu unul am rămas puțin dezamăgit pentru că mi se pare că este mult prea aglomerat, ar trebui să limiteze cumva numărul de bilete pentru că nu te poți bucura deloc atunci când ești înăuntru. Dacă ar fi un lucru care nu-mi place atunci când călătorim în perioada asta, noi suntem aici în decembrie, este vremea. Care este foarte imprevizibilă. Da, deși de acasă când ne-am uitat erau undeva la 10-15 grade, asta înseamnă cald. Astăzi s-a lăsat o ceață îngrozitoare și este frig. Așa că pregătiți-vă de genul ăsta de schimbări de temperatură. Iar problema și mai mare este că ne-am pregătit activități foarte multe în exterior, printre care și un tur cu barca, care cred că va fi foarte interesant pentru că eu chiar sunt curios să vedem ce ni se va prezenta. Vești bune, am reușit să schimbăm ora pentru turul cu barca. Din ce am înțeles de la persoanele de la casa de bilete, de la persoana de la casa de bilete, este că nu este întotdeauna așa în perioada asta anului în Porto și că totul depinde de ocean și de râul care trece pe aici, pentru că ne-a spus că în satul unde locuiește el este însorit și frumos, iar aici ceața este foarte densă. Bine, dar oricum deja se ridica, adică el a spus că în vreo două ore deja ar trebui să îl vedem pe Sorinel. Deci de pe la 12 cam așa ar trebui să fie mai însorit. Noi ne-am luat la 3 ca să fim siguri. Deci dacă vreți să veniți să vă faceți excursie cu barca și sunteți iarna în Porto, țineți cont de asta.
Din fericire, avem destule muzee în Porto în care să ne plimbăm cât timp se ridică ceața. Unul dintre acestea este Casa do Infante, care este una dintre cele mai vechi clădiri din oraș, datând din anul 1325. Numele de Casa do Infante provine de la prințul Henry Navigatorul, care s-a născut aici în anul 1394. Ea a suferit numeroase transformări de-a lungul timpului, însă o bună parte din istorie a funcționat ca singurul palat regal din Porto și inclusiv ca monetărie regală. În expozițiile muzeului poți vedea istoria acestei clădiri și formele pe care le-a luat de-a lungul timpului, dar poți afla și despre alte zone din oraș și cum acestea au fost construite, cât și să vezi cum s-a făcut comerțul de-a lungul timpului, inclusiv să afli procesul de vămuire a mărfii care ajungea în portul de aici, care, într-un mod interesant, era verificată prin a te jura pe Biblie că ceea ce ai adus chiar este ceea ce zici. Tot aici poți afla o mulțime de lucruri despre istoria marilor navigatori care de altfel s-au născut, o bună parte dintre ei, aici. Dintre care putem să-l amintim chiar pe Magellan, despre care sunt sigură că ați învățat la istorie. Biletul de intrare costă 4 euro și în el a inclus și accesul la expoziția temporară. În prezent este ceva despre parcul din Porto. Programul de vizitare este de la 9 la 5 jumate în fiecare zi, cu excepția zilei de luni. Dacă te vei plimba prin Porto, cu siguranță vei observa biserica cu turnul Clerigos, care se află pe cel mai înalt punct din oraș, mai precis pe dealul spânzuraților, care se numește așa, deoarece aici erau aduși prizonierii executați înainte. Ea a fost construită la mijlocul secolului al XVIII-lea, iar turnul a fost adăugat 13 ani mai târziu. Este realizat în întregime din granit, fiind cea mai mare clopotniță din Portugalia. Biserica se poate vizita gratuit, însă pentru a urca cele 225 de trepte și pentru a ajunge în vârful acestuia și te-a bucurat de priveliștea pe care o oferă, va trebui să plătești o taxă de intrare. Un alt lucru pe care nu te-ai aștepta să-l găsești în Porto, de fapt nu te-ai aștepta oriunde să găsești așa ceva, sunt două biserici una lângă alta. Avem în partea aceasta Igreja do Carmo și în partea aceasta Igreja do Carmelita, care tehnic nu sunt vecine directe, pentru că între ele a fost construită cea mai mică casă din Porto, deoarece la vremea respectivă se considera a fi ghinion să ai două biserici una lângă alta. Un alt lucru foarte fain la Porto este că vei găsi o mulțime de cazări la prețuri accesibile. De exemplu, noi am găsit un apartament foarte fain în centrul orașului și se numește Porto Local Studios. Pe lângă faptul că este foarte spațios, dispui și de câteva facilități care s-ar putea să se dovedească utile atunci când stai aici, cum ar fi această mini kitchenetă unde ai un aparat cu capsule Nespresso dacă vrei să-ți faci o cafea, dar ai și veselă destul de variată astfel încât să poți să-ți gătești ceva. Avem și un aer condiționat pentru zilele foarte calde de vară ce pot fi în Portugalia. Totuși, un minus pe care l-am observat este că iarna nu ai nicio formă de încălzire, teoretic ar trebui să fie acest aer condiționat, dar nu prea face față la cât de mare este apartamentul. Cu toate astea, nu vă gândiți că murim de frig, e o temperatură potrivită. Apartamentul ne-a costat 77 de euro pe noapte și v-am lăsat link în descriere către el.
Una dintre cele mai bune activități pe care le poți face în Porto este să te plimbi pe străduțe. Străduțe care ascund povești, cum este și cea pe care ne aflăm noi, Rua do Almada, una dintre cele mai vechi străzi din oraș, veche din 1700, care a apărut în urma revoltei cărciumarilor. Revolta a pornit din cauza unui marchiz care și-a dorit el să pună monopol pe comerțul cu vin. Tot strada aceasta este prima care a avut trotuare și a avut ușile numerotate. Sau Rua das Flores, care este una dintre cele mai bogate străzi din oraș, unde găsim o mulțime de magazine și clădiri istorice și, bineînțeles, restaurante. Ea a fost construită în 1521 și a atras de-a lungul vremii o mulțime de burghezi și nobili care și-au construit palate și automat aici vom putea găsi o multitudine de exemplare de arhitectură specifică. Sau Bulevardul Aliaților, care este probabil cea mai importantă arteră din oraș, pe care cu siguranță te vei regăsi atunci când te plimbi. Ea a fost denumită în spiritul celei mai vechi alianțe din lume, cea dintre Portugalia și Marea Britanie. Totodată aici este și locul unde localnicii din Porto celebrează foarte multe evenimente și unde au loc concerte. Dar ceva la care nu v-ați aștepta ar fi să găsiți aici unul dintre cele mai frumoase McDonald's-uri din lume. De ce să vizităm un McDonald's? Ei bine, pentru că are un design inedit care a fost păstrat din clădirea ce se afla înainte. Deși noi suntem obișnuiți cu aceste lanțuri de fast food să fie în designul lor specific mai modern, aici s-a păstrat totul până la cel mai mic detaliu, de la candelabre până la picturile ce se află pe ferestre. Vacanța noastră în Porto se apropia de final, iar noi încă nu ajunsesem la unul dintre cele mai iconice obiective de aici, și anume Gara São Bento, sau una dintre cele mai frumoase gări din lume. Odată intrat în holul gării, vei fi uimit de cele peste 20.000 de plăci azulejo, care ilustrează atât episoade din viața de zi cu zi din nordul Portugaliei, cât și momente importante din istoria țării. Gara în sine este o bijuterie arhitecturală, ridicată în secolul XIX pe ruinele unei mănăstiri abandonate, de către José Marques da Silva, care și-a dorit atât de mult să ridice aici o capodoperă, încât a uitat să includă ghișeele pentru bilete în planurile inițiale. După o mulțime de alte activități de prin oraș, am revenit să ne încercăm norocul cu barca și, chiar dacă au mai fost câțiva nori, de data aceasta nu ne-au mai împiedicat. În acest tur am avut ocazia de a ne plimba cu o barcă tradițională, ce cândva era folosită pentru transportarea butoaielor de vin. În locul acestora se află astăzi turiștii curioși, ce sunt purtați pe apele singurului oraș cu 6 poduri, de unde pot descoperi o cu totul altă perspectivă și de unde pleacă cu o mulțime de informații despre locurile pe lângă care trec. Astfel, pentru 18 euro am aflat câte ceva despre fiecare dintre cele 6 poduri, clădirile istorice și cartierele orașului. Este clar o experiență pe care ți-o recomandăm și ție, dar ai mare grijă când îți faci rezervarea ca să nu pățești ca noi, care am fost nevoiți să mutăm ora. O asemenea aventură cerea o masă pe măsură, pentru că supraviețuisem toată ziua cu paștei de nata și cu micul dejun despre care ți-am povestit. Astfel că am ales să le trecem pragul celor de la Cantinho do Aviles, un restaurant cu bucătărie portugheză, unde am găsit în sfârșit un preparat specific zonei, și anume francesinha. Adică un monstru de sandwich cu șuncă, cârnați și friptura, acoperit cu brânză topită și un oliu picios. Eu am mers asigur și am ales un risotto cu ciuperci, iar la aperitiv am testat niște crochete de vită cu sos de muștar cu trufe și un preparat de brânză franțuzească făcută la cuptor, iar la desert am descoperit o altă delicioșenie portugheză pe bază de migdale, zahăr și ou cu sos de zmeură. Am lăsat aici 82 de euro pentru tot ce ți-am povestit, două pahare de vin și o apă și am plecat către ultimul loc din toată vacanța. Doar nu credeai că puteam pleca de aici fără oprire la Nata, de unde ai ghicit deja ce am cumpărat. Este o franciză plecată din Lisabona, specializată pe paștei de Nata, unde poți găsi celebrul desert cu 1,4 euro, dar partea cea mai faină aici este că îl poți lua și ca suvenir, pentru că vând și pachete de 6 cu 8 euro. Vă las pe voi să ghiciți cu câte am plecat.
Și am ajuns și la finalul excursiei noastre în Porto. Nu uitați, dacă v-a plăcut acest videoclip, să-i dați un like, dați-ne subscribe ca să fiți la curent cu tot ceea ce postăm și neapărat cu clopoțelul de notificări, dați un share la prieteni și ne vedem data viitoare. Pe curând! Pa!